După câteva luni de replici acide între Șișcanov și Cebanu, astăzi finanțatorul echipei Zimbra a acceptat ca meciul Moldova-Anglia să fie disputat la Chișinău. Meciul se stă aici, la условия 50% от сумы стоимости билета. Totuși, Șișcanov insistă ca federația să prezinte contractul de vânzare a drepturilor de transmisiune a meciurilor de acasă la Naționale Moldovei din preliminarele pentru Cupa Mondială din 2014. Pentru că contractul care stă milioane de dolari, milioane de euro, prodan de sute de mii. Aici are contractele de vânzare a drepturilor de televiziune. Cine e domnul Șișcanov? El e cine el? El este pe documente undeva într-un club. Cine omul ăsta să pui condiții țării noastre, Federației Moldovenești de Fotbal? Sau ce este drepturile de televizare făcut pentru meciul Anglia cu stadionul cu Zimbru? Asta sunt banii pentru toată federația, pentru dezvoltarea fotbalului de copii și juniori, arbitrilor și așa mai departe. Partida Moldova-Anglia din cadrul preliminarilor pentru Cupa Mondială din 2014 este programat pentru 7 septembrie.